Un incendiu a izbucnit în această dimineață în incinta unui combinat de panificație din orașul Sângerei. Apelul la serviciul 112 a fost recepționat la ora 5:31. La fața locului au intervenit două echipaje de pompieri care au stabilit că incendiul a izbucnit într-un depozit frigorific dezafectat. Potrivit Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, pompierii au localizat incendiul în jurul orei 7. Flăcările au afectat clădirea depozitului, care are o suprafață de 120 de metri pătrați. Nici o persoană nu a avut de suferit. Salvatorii continuă eforturile de lichidare a flăcărilor. Circumstanțele și cauza producerii incendiului vor fi stabilite de specialiști.